funcția despre care vreau să vorbim astăzi este Bike Alarm. Garmin Edge 830 este primul GPS, din ce am văzut eu, primul GPS de la Garmin care are funcția de alarmă pe bicicletă, ceea ce îți permite să lași bicicleta undeva, iar dacă cineva umblă la ea, dacă se mișcă cât de puțin, vei primi o notificare pe telefon că a pornit alarma și ceasul Garmin va produce un sunet, e adevărat, nu foarte puternic. Hai să vedem cum facem acest lucru și, foarte interesant, nici eu nu știu, dar astăzi vom descoperi împreună până la ce distanță poți să mergi cu telefonul față de bicicleta ta, față de Garmin, astfel încât alarma să fie funcționabilă. Ceea ce voi face este să conectez Garminul la telefonul meu. Mai întâi pornesc Bluetooth-ul, intru în aplicația Garmin Connect, Edge 830 conectat, iar aici avem împerechere și conectare. Ok. Aici prima opțiune este alarmă pentru bicicletă. Haide să o setăm. Armare, alarmă pentru bicicletă. Așa. După cum vezi, și pe ceasul Garmin a apărut acest lucru. Dacă vrem, putem să declanșăm la comandă. Cam așa este sunetul. Nu foarte puternic, cum am zis. Îl oprim. Ea, în momentul ăsta, este pornită. Lăsăm bicicleta aici și hai să vedem câți, la ce distanță putem să mergem până când se pierde conexiunea cu Garminul. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. De la 50 de metri deja nu mai suntem conectați. Aud de aici alarma la bicicletă și Garmin Connect îmi spune că nu mai sunt conectat la GPS. Lumina nu e foarte bună pentru că bate soarele. Deci cam până în maxim 50 de metri poți să te depărtezi de bicicleta ta și să ai contact cu ea. Asta presupune că poți să intri într-un magazin, poți să, eu știu, să te deplasezi la distanțe relativ scurte față de bicicletă și să ai contact cu ea, să o știi în siguranță. Haide acum să-ți arăt cum se declanșează propriu zis și ce notificare primești pe telefon. De pe telefon doar armezi alarma și el a intrat direct în modul de alarmă. Dacă am mișcat-o un pic, ea a pornit. Ceea ce vezi pe telefon este următorul lucru. Alarma pornește și tu primești o notificare sonoră pe telefon, iar în acest moment tu ești conștient că cineva umblă la bicicleta ta și poți opri alarma de pe telefon sau să iei cele mai rapide măsuri. Bike Alarm este prima funcție a noului Garmin Edge 830 despre care am ales să-ți vorbesc astăzi și urmează să-ți prezint și alte funcții foarte interesante. Revin la tine cu următorul videoclip. Până atunci poți să te abonezi și să vezi alte videoclipuri interesante pe canalul GeoLive.